Domnule președinte, stimați colegi, eu v-aș ruga să nu întrebuințați un cuvânt neinstituționalizat care tarnă apă la moara demagogilor. Cuvântul diasporă. El nu există nici sub aspect juridic, nici sub aspect social, nici sub aspect de altă natură. Chiar și raportul Comisiei de la Veneția, citiți-l atent, nu o să găsiți nicăieri sintagma diasporă moldovenească. Așadar, vă rog frumos și rog și membrii Comisiei de Juridice să nu întrebuințeze tertipuri de manipulare a opiniei publice. Vă mulțumesc!